DJ Project și Andia Retrograd. Am ascultat Pe drum cu prioritate un pic mai devreme. Cătălin a venit în studio pentru că avem rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am regăsit! Dintr-un congres în altul, înțeleg. Vezi, ăsta a fost congresul quiet. Nimeni n-a știut despre el, liniște, zici că e așa ca la spioni. Nu l-a văzut nimeni, nu a auzit nimeni. Știați că sunt alegeri în USR Plus? Ca și la PNL. În timp ce la PNL s-au luat capete coaliții. Da. Toată lumea a fost concentrată pe congresul ăsta al PNL-ului. Mai puțin scăpăm de el și intră cei de la USR așa în febra alegerilor. Însă Cătălin ne va spune mai multe chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Primul tur al alegerilor din USR Plus pentru funcția de președinte după fuziunea celor două formațiuni a fost câștigat de Dacian Cioloș. Ceea ce e o surpriză într-o oarecare măsură sau cel puțin un lucru neașteptat. Dacian Cioloș a fost în competiție cu Dan Barna, co-președintele formațiunii și fost președinte al USR, cum ar fi, dar și cu un domn care se numește Irineu Darău. Așa. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că domnul Cioloș are 46% din voturi, domnul Dan Barna 43%. Diferența dintre cei doi este de 700 de voturi pe aici. Votul a fost electronic la acest partid și campania a fost una chiar internă, adică nu s-a purtat peste tot în televiziuni, cum a fost cu cei de la PNL, în vechea clasă politică. Domnul acesta de care vă zic, Irineu Darău, a luat 3300 de voturi, 10%, și acum arbitrează aceste alegeri, cum se spune. Adică atât Dacian Cioloș cât și Dan Barna vor trebui să se adreseze lui și susținătorilor lui ca să câștige alegerile astea. Știu că Dan Barna pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră este văzut ca liderul formațiunii, pentru că este și cel mai prezent în spațiul public din România. Adică el dă interviurile, el se duce la televiziuni, el conduce, participă la ședințele coaliției de guvernare. Avem și în studio la noi. Domnul Cioloș este mai mult plecat la Bruxelles, ca acolo e funcția lui de europarlamentar. Dar uite că a avut tracțiune mai mare în partid. Domnul Dan Barna a avut chiar și un slogan care sancționa absențele lui Dacian Cioloș. Sloganul este, nu cred că l-ați auzit, că nu prea s-a văzut pe el. Eu nu-l știu. Ziste, am fost aici. Adică fost aici. Înțelegeți voi? Eu am fost aici, spre deosebire de domnul Cioloș. Era o piesă de la B.U.G. N-ai fost acolo și acolo. Nu știu piesa asta. Da. Și fiți atenți la alt lucru foarte interesant. Deci, acum, toți alegătorii din cele două formațiuni au fost, toți membrii de partid au fost așteptați să voteze. Și erau, o parte dintre ei aveau dreptul că era funcție de cotizațiile plătite, s-au stabilit câteva reguli. La USR, de la USR, erau așteptați 28.343 de alegători. De la Plus erau așteptați 15.771 de alegători. Adică domnul Dan Barna a plecat cu un avantaj, că avea un partid mai mare. Au votat de la USR 18.277 și de la Plus 12.721. Adică iarăși, diferență destul de mare între cei doi. Fi zis că Dan Barna are un avantaj. Dar dintre cei de la USR au votat doar 64%, în timp ce dintre cei de la Plus au votat 80%. Formațiunea condusă în trecut de domnul Cioloș, foarte disciplinată, a venit la vot 80% și a votat liderul, asta înțelegem, în timp ce nu toți oamenii din USR sunt mulțumiți de conducerea lui Dan Barna. Dar acolo este o dezbatere între idei, între două programe diferite, să spunem, între două direcții diferite de urmat, sau doar între două persoane, domnul Cioloș și domnul Barna? Între două persoane, în mare măsură. În mare măsură, între două persoane. În mare măsură, pentru că ei și-au armonizat ideile în momentul în care s-a produs această fuziune. Sigur că sunt niște platforme diferite și niște gânduri, să zicem, în oarecare măsură diferite, dar competiția este clar între aceste persoane. Dintre cei doi, cu siguranță Dacian Cioloș este politicianul mai experimentat
cu vechime mai mare, cu funcții mai mari deținute de-a lungul timpului, iar Dan Barna cu siguranță suferă și din cauza expunerii și a bătăliilor zilnice care au fost purtate nu numai în USR Plus, ci în spațiu public românesc, pe diverse teme, dar uitați că USR a fost un partid lovit de frământări de-a lungul timpului, cu plecarea lui Nicușor Dan, cu refacerea listelor parlamentare, dacă n-ați uitat ce scandal a fost la data respectivă când i s-a reproșat lui Dan Barna că a făcut listele îndepărtând niște oameni și chiar au plecat niște oameni importanți din USR la data respectivă, nu au mai fost aleși parlamentari. Și acum a venit acest rezultat. Sigur că lucrurile nu sunt jucate, urmează un tur al doilea, care se va da între domnii Cioloș și Barna, în care ei pleacă virtual de la egalitate, dar nu va fi complicat, pentru, mai ales pentru Dan Barna. O să urmărim, o să urmărim cu atenție subiectul, da, să se liniștească lucrurile la primul congres, cel al PNL-ului, și apoi toată atenția presei va fi canalizată către ce se întâmplă acolo. Da. O să avem ediție specială sâmbătă, e adevărat că nu vă putem spune ora la care avem ediția specială, dar cum se încheie congresul PNL, vom dezbate, așa cum știți că facem de fiecare dată, lucrurile despre congresul respectiv. După toate discuțiile din ultima perioadă, vezi un câștigător al alegerilor din PNL? Eu am spus că domnul Câțu astăzi, domnul Câțu, okay, la România în direct. Acum ascultătorii au zis că poate nu e adevărat și că domnul Orban a mai strâns lupta. Eu așa simt, mai ales că președintele Iohannis se duce acolo, da, să vedem că lucrurile, știi cum sunt în politică, odată se supără. Cătălin Striblea, mulțumim, te așteptăm mâine la deșteptarea României de la 13 și un sfert. A, vine Ali Hădean, pregătiți-vă că o să fie, știți cum, să pune masa aici. Best of 90. And we got lots more planned, and there's nothing you can do about it. La Europa FM.